Domnilor și domnilor, Dopieta, ca în fiecare vineri, așa cum v-am obișnuit, podcastul nostru de pariuri și nu numai, Dopieta by pariurix.com, astăzi într-o alcătuire inedită, eu, Alin Buzărin, Gabi Morariu nu este, Va reveni săptămâna viitoare, pleca din țară. L-am chemat să disecăm firul 4 și a acceptat să vină prietenul meu, Bănel Nicoliță, iată -l. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. E, întotdeauna plin de solicitudine, fostul fotbalist, actualul fotbalist, pentru la că așa cum, -a el a venit, fucat. așa cum el a venit la podcast aici și eu și ceilalți prieteni de la Fanatic, unde suntem colegi de asemenea, o să mergem, ia lomița la meciurile lui, la Liga 4, la Amara, pe unde o juca acolo, când începe bănele. Pe săptămâna asta, sâmbătă, deja avem uh, cupa. A, cupă. Și Prim campionatul? Meci. În campionat uh, pe 24 Pe vitale. 24. Vorbim și mergem acolo Să vedem cum Că ține vreo 10 etape sau câte Până prin mai da, ai treabă avem, acolo. Până acolo că... Deci ce se amara Liga 4 -a, Bănel la 39 de ani. Reactivat. reactivat Ca un veteran mm. de la din Vietnam Bine, care... eu și eu o de, de mea Că în primul rând îmi place fotbal Și datorită fotbalului sunt cine sunt eu astăzi Și normal că oricând, la orice oră, când mă apelează cineva, sunt acolo. Nu dau înapoi, indiferent de, de probleme pe care le-am. Bănel și e, om de media? Da, bineînțeles, Mai nou. sunt și la Fanatic. Deci da, la Fanatic o dată de, gorea, odată de două ori pe săptămână, uite prin diverse podcasturi ambasador al unei e, renumite case de pariuri, cele mai importante da, case de pariuri din, din România. Deci bănel în peisajul fotbalului de b 30 de ani. De, de la copii. Bun. Ne puteți vedea pe YouTube, pe Spotify, pe Google Podcast și pe Apple Podcast. Acolo apare în fiecare vineri după amiază episodul de, de, Dopieta și sigur că se pot vedea toate. O să vorbim astăzi despre ce a fost în Liga Campionilor, despre etapa amplu, despre etapa de Liga 1, despre ce e prin Premier League, prin La Liga, prin Bundesliga, prin, toate, prin top 5 campionate din, din Europa. Liga Campionilor, două meciuri marți, două meciuri miercuri, ce s a atras atenția bună? Să știți că Marseilla chiar Real Madrid, chiar dacă a avut un meci foarte greu, l-au câștigat la limită, dar au suferit foarte mult. Au întâlnit un adversar foarte puternic. Manchester City la fel, o echipă care defilează și au cea mai bună echipă din, din Europa. Manchester a bătut la Copenhagen. Da, Manchester City. Da. Realul a Realul câștigat, a câștigat la... foarte mult. Leipzig 0 cu, cu controversă în jurul acelui gol din, dacă, din startul meciului. Dacă mă întrebați pe mine, e gol valabil. Ei, eu care Pense țin la... Real Madrid. Ceea ce zic, văd, zic că nu nu e zic da. <laughs> că nu se dă valabil. Îl arbitru... împinge puțin pe portar cel, din, cel aflat în spatele nu pentru offside, ci pentru P faptul că cel aflat în 6 metri. A, în spatele o... portarului nu a, lasă să se desfășoare. Bine, dumneavoastră vorbiți acum din punct de vedere de, de al suporterilor Real Madrid. da. Acolo am urșil. bun. bun, dar dacă Realul a suferit, Bayern nu a suferit la Lazio. Bayern are o perioadă foarte, foarte proastă și în campionat. A pierdut ultimul Derbiu, cu, Lever cu Leverkusen. unde n-au mișcat. Le-a dat cu terenul ca pe românește. În Champions League, ce-am văzut noi aseara, nu se regăsesc, uh, clar că uh, e o problemă mentală. Ce zici, și tu că e problema? Eu cred că antrenor. Acolo Deși toată tu, Hale, e toată problema. Da? Mai ales și la Chelsea, sau unde a mai fost, nu, nu a dat, uh, nu l-am văzut un antrenor mare. Tot timpul când păi am găsit, mare, că a câștigat o Cupa Campionilor cu Chelsea. A, e mișlociu, nu? Tot, a venit a. în iarnă și a câștigat. A câștigat, -o, cu dar este, ați văzut că Și nu... unde e Chelsea acum? Pe ce loc e? Pe 9, pe 10. 9, 9 pe, și pe 9. A investi cei mai mulți bani. Da, da, da. Deci s-ar putea să fie și tuhar problema. Acolo în restul Aris nu... Ați văzut și în asta că dă de o echipă foarte bună. Nu găsește formula cea mai bună. Deci, cu două, trei ore înainte de meci, am discutat așa amical la telefon cu Bergodi, care mare, lațial, capitanul Lazio, și dintr-una într alta am dat-o în Lazio. Și, deci, discuție neoficială, nu interviu, nu, așa, amicală, noi mai vorbim și zice, domne, nu există lațio mai e, subțire ca asta de acum, a zis el, cu locul nou, și că e, dacă mai urcă un pic, s-ar putea să ne întâlnim cu ei prin cupele europene, prin tururile preliminare în, în ediția. Dar să urcă lațio lați până pe vreo șapte să prindă. E clar că și lați un campionat suferă foarte mult. Nu e lațiul de anul trecut, lați care să bătea la, la titlu. Păi, și care a fost în Liga Campionilor a și din moment campionilor. ce iată-i. Dar aseară a făcut un meci foarte bun și defensiv, s-au apărat foarte bine și a jucat foarte Vezi, bine pe contraatac. atac antrenorii ăștia de modă veche, Sari, Ancelotti, a. Bă, Ați văzut și Real a la bine de bine s-a apărat. La un moment dat uh, era comentatorul și comentava uite și Realul s-a apărut cu toată echipa. Pe sigur. Opa. Adică și cu Vinicius, și cu Rodrigo. Și cu bă, erau toți în 30 de metri. Uh, că tot vorbim de Liga Campionilor, trebuie să vă informăm că avem 10 fribeturi de câte 50 de lei pentru săptămâna viitoare. De data asta nu mai avem din etape freebeturile, ci din Liga Campionilor. Meciul de marți, Inter cu Atletico, zic eu, derbiu cer o patru meciuri de, de săptămâna viitoare. Deci sunt 10 free Câștigătorii vor fi aleși prin tragea sorți, dacă sunt mai mulți. Scor exact, deci nu pronostic, scor exact. Ai vreo idee? Va fi mai greu. A, bun, asta știm. Inter, acasă, Inter. cu Ciolo. Eu cred că, scor corect, aș merge pe 1-0, Inter. 1-0 pentru Inter. E varianta lui Bănel, dacă vă ajută da. sau dacă nu vă ajută. Săptămâna trecută am avut la Freebet FCSB cu Sepsi și au fost cinci câștigători și A alții 5 prin trageri la sur. Dar nu era așa greu. 1-0 pentru VCSB? Băi, eu zic că era un scurt foarte greu. Era, din punct era de greu vedere. de ghicit? Era foarte greu de ghicit, pentru că VCSB, știți că, adică acasă... e puțin 1-0, nu? Da. Pentru că cu două etape înainte, mi se pare, când au jucat ei, sau cu una, când au jucat la Craiova, la CSU... Au bătut fără drăguță. 3-0 a, a fost foarte greu de ghicit. O singură persoană. Deci, oricât ești de stelist... A... E, nu pui că... Nu, niciodată nu niciodată 3 0, că, 0 da. Acolo. Adică zic zici că bați care 1 0, care 0 se 2 construiește, sau Care e construită de, de 2-3 ani care se bate la titlul cu lui domnul Rotaru. Nu mă, mă gândeam o secundă că FCSB poate să defileze într-un deci, așa fel. Deci, la scor corect, nici cei mai, optimiți, cei FCSB mai optimiști fcsb FCSB n-ar fi zis 3-0, așa? 1-0, au mai zis acum. 2-1, 1-0. Deci, acum, free bet-uri, uh, pe Inter Atletico marci. Bănel a zis 1-0 pentru, pentru, Inter, Inter să joacă pe meci închis două echipe pe care s au părut foarte meața, bine. că o să mai avem noi culți prin preaj măcar să zică că se joacă pe San Siro nu frații mei, același stadion. stadion dar când joacă Inter e Giuseppe Meața San Siro e numai când joacă Milan. Am avut ocazia să văd ambele echipe jucând. Și eu am, fost acolo. Pe, da, ai jucat pe ai jucat și împotriva lui Inter un meci amical dacă mai țineți minte. E, e, feci, e, steaua. Cu steaua, 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 da, steaua, steaua. Și a, ah, bădut, știu, știu, și a dat, știu, știu. Martins, ma... Mă... Lautaro Martinez? Nu, nu, no, nu, oh, nu, nu, nu e, hey, Mertens, Mertens, da, da, Lautaro atunci era într-a no, 2 B Nu era școală. din Senegal, de unde era, Total tot îl declara că e mai mare Olăruiu, o, antrenor da. Și am pierdut cu 1-0 sau 2 nu mai știu exact Ce an să fi fost? 2. Deci amical 2006-2007 Așa că, ceva, pe acolo, da Păi atunci să ne întoarcem la, la treburile, la celelalte treburile noastre, la Liga I, care debutează vineri cu două meciuri, Petrolul cu de la 5 și, adică astăzi, avem în această seară rapid cu Hermannstadt de la, de la 8 seara. Cum, ce e părere ai aici? Aici văd la un Petrolul cu Iași, dacă tot vorbim, va fi un meci foarte, foarte închis. Da. Și Rapid. rapidul, ați văzut că e echipa care în 2024 a câștigat toate meciurile. Deși deci un pe formă unele bună, după minutul 90, și, cu, dar cu care arată o formă foarte bună. achiziție pe care rapidul le-a le -a făcut, le-a făcut cu foarte multă inteligență. A luat tot, tot ce le lipsea în momentul de, de față. Va, va fi un meci pe care Rapid cred că îl va câștiga, dar nu ușor. Herman Stad, în momentul ăsta, pe loc de... De play-off. Play play da. Dacă îl pierde meciul din Giulești, e foarte posibil să s nu mai fie și fi... după etapă, că acolo e și e club, clar că, lui, că și sunt foarte stefzii... puține puncte între da, cele da, care se bat da, da, pentru da. play-off, dar da. Herman Stad o echipă foarte bună, cu un antrenor foarte bun și se întorc doi foști mari fotbaliști pentru Rapid. Vorbim de domnul Coman. Dani Coman, președintele. Președinte și Mădăreșa, din Maria câte trebuie. am înțeles și Perjă e prin staff papului delegatului. El e delegatul. Făcii de care au scris istorie pentru rapid. Da, da, deci da. e delegatul nu mai era Rada. Era uh, secunda, nu. nu mai e Maria Rada. Nu, era nu nu secund, și el printre secundii. Un alt rapidist. da, da. da, da sunt da. trei fuști deci, mari da, fotbaliști da, care au scris istorie pentru rapid. E clar că rapid pleacă cu prima șansă. Rapid, e clar că se va bate la titlul de acum încolo, așa și a arătat în, în 2024. Este o echipă care, într-adevăr, prin tot ce a făcut, prin achiziții și prin jocul pe care îl, îl practică, bun, dă dovadă că sunt, sunt, e echipa care se bate la titlu. Revine săpunarul că na, a avut gâtul blocat, nu știu ce, deci s-a rezolvat în două, trei zile. La, trei, la 40 de ani aproape da. te mai și accidentezi. Săpunarul e un lider și un jucător cu multă experiență pe care... E de pe... seamă cu tine. E mai mare. Decât... mai mare cu tevalui Da, el e 84, sunt 85. Da, 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 da. Un jucător cu o experiență care, eu zic că rapidul are nevoie de el. Chiar dacă Iulian Cristea a făcut un așa, joc... Ce faci cu a făcut acuma? un joc foarte bun în momentul în care s-a a fost schimbat din motive medicale. Acum e problema la Bergodi să găsească soluția cea mai bună. Și eu cred că nu poate în momentul de față să scoți un lider care din punctul meu de vedere e totul pentru rapid. Siguranță, disciplină... Bun, dar poate îi găsești uh, loc și lucristea. să răsplătești cumva pentru evoluția de acolo. Nu sunt acolo, po nu vreau frum, să nu vorbesc unde. foarte multe despre rapid, având în vedere că eu sunt... Uh, N-are importanță, uh, aici da. analizăm. Da. Din punctul meu de vedere, Iulian Cristi a făcut un joc bun și merită să-i dai șansă în continuare, pentru că în momentul în care un jucător care vine după bancă și îți face un, jucă, un joc bun, trebuie să-i dai uh, șansa. Uh, nu joacă ONEA, care are o problemă de vreo două săptămâni medicală, da. acum ar exista varianta și cu Cristea Fundaș-Dreapta, deși într-un da. meci acasă... Ander, și Ander? Borza. Borza. Borza, Borza. ander mm. este. ander e Borza pe stânga, dar aici probabil că ei îl vor băga pe Brown, care e de meserie acolo. e o problemă. Și Brown a intrat în locul lui Onia și a făcut un meci senzațional. Și în locul lui Brown, da, da, da. joc da, a făcut. Da. Deci Brown... Eu zic prin schimbări pe care rapid le-a făcut, a câștigat meciul. Bun, aici vorbim Nu le-a dat posibilitatea CFR-ului să se apropie de, de poartă. Vorbim de partea defensivă a rapidului, defensivă. deși foarte mult o va conta partea ofensivă. Trebuie să pleci cu partea defensivă, pentru că dacă știi să te apeși și să nu primești gol, gol vei da. Iar Herman ni îl propune pe Iani Stoica. Iar... Aflat la match, a aflat în primul meci n-a făcut nimic. Deci... 0-0 cu petrolul etapa trecută, un meci de, cum să zic, meci tip somnifer a fost. A fost un meci din... slab. Slab. Da. Din toate Din de vedere, vedere. da, da, da În da, care da, da, nicio o echipă parcă nu-și dorea să câștige. E, Hermann, <laughs> Și egalul le convine de... la două, pentru Hermann, că... cred că va juca altfel pe Giulești. E clar că da vii, joci pe Giulești cu un public uh, numeros, cu o echipă bună, o echipă care joacă un fotbal și nu se apără, lor le convine, le convine tot timpul echipele care joacă fotbal. Ca să da. că majoritatea meciurilor pe care uh, Hermașat le joacă cu echipe închise, ei nu au ocazie și -au. să termină 0-0 da. sau cel puțin un gol. Luăm 1 80 ăsta de unul solist? Eu, eu l-aș cam lua. Da. Ca lua, că e mare Ce uh, frumos. Chiar dacă... <laughs> Sunt uh, cu FCSB chiar că. Ajunge la FCSB. Da, au, au șansa. Îmi pleacă o prima șansă și eu, și eu zic că rapid va câștiga. Repede, nu foarte mult. Într-un minut să epuizăm meciul de sâmbătă de la prânz. Voluntari cu UTA, prietenul tău, prietenul meu, Dicanio. Dicaniu... Voluntare, cred că poate să salveze la răturgădare cu venirea lui, pentru că eu îl cunosc foarte bine. Dar fără venirea lui nu se salva cu cei păi, Nu știu, cu cei avea nevoie cu poștii, de o schimbare. Cu Poenaru și cu Duna nu se salva cu ei? Poenaru un antrenor foarte bun pentru campionatul României, s-a văzut în momentul când a venit la orice echipă, s-a văzut plusul lui. Dar în momentul în care nu mai ai rezultate, cred că și el și-a dat seama că și voluntarea are nevoie de o de o nouă provocare, de un, nou, de un, nou antrenor. Pentru că și el, ați văzut, că n-a, mai reușit să, să ducă echipa acolo unde își dorea uh, voluntariu. Cam ce se va întâmpla cu UTA? O echipă care dă goluri de regulă? Care a făcut într-o revenire foarte bună. Uh, a făcut și niște achiziții, au și vândut câțiva jucători buni, chiar dacă părare și pop, îl dau din... din Rămâne la din ai, vară. Până în vară. Da, din joacă vară. la ei, da. Eu cred că UTA va avea un cuvânt de spus și va va candida pentru play-off, din punctul meu de vedere. E, pe joc ofensiv, cum stau? Stau foarte Şunii bine. Și și alții? Ambele echipe. Nemeț, 39 Nemets, de ani. Nemeț un jucător cu experiență care ajută foarte bine echipa în momentul când suferă pe, pe partea defensivă. În momentul ăla, ei joacă foarte rapid cu mingea pe el și atunci el știe, un atacant care știe să protejeze mingea, știe să țină mingea foarte bine, să aștepte din linia a doua să vină colegii lui. Un GG are 2, 202, 205. Se poate întâmpla un GG și un 3. Plus. Eu văd și un 3. Plus. Peste 2,5. Da. Cu o cotă un pic mai mică, dar tot se apropie de 2. Bun l-am epuizat și mergem, încep astea mai, mai derbiuri mm. puțin. Sâmbătă seara, FCU 1948, CFR Cluj. S să nu meci foarte greu. Pentru cine? Pentru și toți. Pentru, <laughs> pentru ambele echipe și cfr o vine după un meci pierdut cu moral cu moral la pământ, pierdut. și, FCU a pierdut la că a pierdut un derbi. Și un meci care, cred că sunt și conștient că nu trebuie să-l pierdă, pentru că să te duci la 12 puncte de față mai de... Mai are șanse în viziunea ta CFR-ul la titlu. Da, dar dacă va pierde la U, nu cred că mai are șanse. Din punct deci de cam de... aici, dacă ei înving la Craiova, se Au... agață de cuier. Pentru că rămân, dacă rămân până la final, până în play-off 12 puncte, sunt 6 puncte și atunci să mai joacă titlul, pentru că Orice echipă care intră în primul... Dar să câștige, nu să facă egal. Nu să facă egal. Egalul nu îi ajută. FCU. În momentul ăsta... Hai să facem următorul raționament. În momentul ăsta sunt 9... faru, încă nu se poate spune nimeni despre a calificat. Nu -i, nu -i. Nici Craiova cealaltă Corect. nu Corect. Și mai sunt încă 8 echipe. Deci Farul are 37 de puncte, Craiova lui Rotaru are 38. Urmează Hermannstadt cu 34. 3, 34, 34, în momentul ăsta. Ei, gândește-te că dacă etapa trecută CSU câștiga cu Cluj, a avut 2-0 la pauză, iar Faru respecta calculul hârtiei și câștiga cu Dinamo, acum aveau amândouă 40 de puncte, 40 și următoarea 34, cam puteau să spună salut. Bă, ce sunt prezent. da, da erau, calificată. Erau calificate matematic. Nu matematic, mai Aproape, sunt Aproape, erau 80% da, da, calificate. Erau mari favorită, da. Bun. Dar mie îmi place U, pentru că au ofensiv joacă foarte, foarte bine. Și marchează foarte multe goluri și îi pe placul tuturor. Bauza, Dar în același timp, frumos, bahasa... în același timp pierd mie -mi uh. foarte ușor pentru că cred, din punctul meu de vedere, că nu au jucători cu experiență. Așa, dacă te uiți, Achim are experiență, Uite, sunt Uite, Achim va... nu a jucat ultimul meci, a pierdut. A jucat, a jucat, a jucat, a jucat la Când La, la Galați, da, a jucat, a fost da. Deci, acum și Bahasa are 31 de ani la Croa, dar n-au experiență... Internațională. De a fi făcut ceva, de a fi câștigat, câștigat titluri. Un titlul, de... Exact, exact. Deci păi exact, acolo exact. să cunoaște, să știți. La un meci care tu ai 3-1 pe Giulești... Da, sigur. Și mai sunt 20 de minute. Tu păi... ai 2-0 acasă. Cu Dinamo și e, Dă la bară minutul 90 10 altceva, da. Ce zic, da. că... Aici e vorba de experiență, aici, din punctul meu de vedere. Îi că... joacă foarte bine. Mi-e o echipă care... Mie îmi place foarte mult. Și mie așa îmi pare rău de domnul Mitelu, că e un om care are un suflet foarte mare, care investește foarte mult și are o nebunie de să, să bată cu toate echipele care investesc mai mult decât el. Dar el știe că nu are șansă foarte mare, dar e problema acolo. Problema lui sunt mai mult meciurile cu echipele mai, mai slab cotate. Corect. Adică el se duce cu toată ambiția la derbiuri și, da. Acolo promite și primim foarte mari și atunci și, și jucătorul ia ca atare. Ofensiv stau bine. Ofensiv stau bine, dar defensiv primesc foarte multe goluri. Aia e problema lui. Păi, nu găsesc formula. Primești și acum și mâine? Depinde, depinde. Eu văd un, văd un meci un meci deschis. Da. Și aș merge pe, pe, 3 plus. Chiar dacă... Pe 3 plus? Da. da eu luasem un GG pe, ce pe 3, 3 plus? trebuie să meargă să câștige. Da, cotă, cotă bună Şi și u, la 3 plus. Și u, ce trebuie să facă? nu dacă nu egalul, câștigă, nu se depărtează că egalul le-ar le conveni într-un fel sau altă că face egal cu CFR și te avantajează față de celelalte meciuri, că Herman așa joacă la rapid, consider că poate să câștige rapidul și ok, ai un punct, dar până la urmă trebuie să joci. Și eu nu văd pe pe u care să apere. Eu nu văd nici zis, nu prea știe. nu știe să apere. <laughs> și dacă nu. Și dacă încearcă, nu nu, nu e este stilul da, da, lor. o da, da, echipă da, da, care mie îmi place că joacă ofensiv, cu orice echipă nu se apără, primesc 5 dau 5. deci nu o să fie 5-5 că cred că are o cotă colosală, da. Așa da, de... un peste 2,5 vedem. Eu... Bun. Hai să ne ducem în ziua de de deci, am terminat ziua de sâmbătă și ne ducem duminică. Duminica avem ce avem avem prima dată Botoșani cu CSU Craiova. Iar și două echipe din echipe. de la poli clasamentului. Da. una care își dorește să scape de retrogradare și una care trebuie să prindă play pentru că orice pas greșit de acum încolo le dă șansă celorlalte candidate. Botoșani a jucat bine ultimul. A, a jucat bine de când a început cu anul, Când a început anul a început foarte bine, să știți. Dar el de ce a vrut să plece? Să, CFR să bați CFR-ul cu 1-0 în condiții care tu nu ai jucători de... Nu ai salarii mari în primul rând. ai salarii de 5.000, 3.000, 2.000 sau deloc. Și să bați CFR-ul care în momentul la vorbim de salarii de 15.000, 20.000, de 12.000 și așa mai departe. Și jucători buni. Să bați CFR-ul și să-i schimbe antrenorul CFR-ului. Că după aia a fost da. povestea. Nu întâmplare nu întâmplare că următorul meci a jucat foarte bine și chiar dacă a pierdut, după aia a condus la Arad. Etapa 1-0, 1-2 și primește gol pe greșeală de portar în ultimele minute. Va arăta cam la fel ca meciul cu CFR-ul? Cu ei ca la Plevna acolo, cu Botoșaniu și cu Craiova nu, peste o ei? O să fie alt meci. Din punct de -o... Joacă și ei? Ies o, la joc? Eu cred că o să iasă, pentru că... Au mai adus ceva pe acolo. ceva și, la aș, să acum, pentru că au prins și ei încredere. Și va fi un meci deschis. Eu zic că tot un 3+. plus. Tot un 3+ plus, și tot Aș la o merge cotă pe un plus, apropiată da. de 2. Deci... Aș merge aici 3+ plus și uh, Craiova va câștiga. Și câștigă Craiova, pentru păi da. atunci mărim... deci Craiova doar câștigând are 1.93. Deci doar ca să câștige, plus. ceea ce înseamnă și cu 1-0. 2 deci, și 3+. Plus. Deci 2 și 3+, plus, te duci da. într-o cotă de, 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 de... mare meseriaș, de aproape 4, da. Eu așa, așa o văd. A, că... Așa, deci aici, do... peste, ai spus peste 2 și vezi că se consemnează. Da, da, <laughs> așa. E, da. Că știi că cum e? Se și premiază, dar se și amendează. Dacă am nu înțeles, vrezie. am înțeles. Așa, iar duminică seara, Dinamo cu oțelul? un meci care o găsește pe Dinamo iată după victoria asta neașteptată de la fapt. de la, la viitorul, far. și eu cu câteva zile înainte am declarat că Faro va câștiga fără drept de... Păi eram amândoi da, în emisiune am am simt, la de de apel mai vorbim despre da. asta. Dar ați văzut că fotbalul e previzibil tot timpul niciodată... Bine, acum retur cam toate echipele au cumpărat au au cumpărat jucători sau s-a echilibrat puțin uh, cotele, nu mai sunt uh, una e favorită și una mai puțin favorită. Zic că va fi un La Constanța, Dinamo a marcat din fază fixă și după aia dintr-un soi de contraatac lungă contra -atac, pe Abdalah, și... nu știu ce, bun. E... arată... S-a da, apărat bine. S-a apărat foarte bine și arată un fotbal. Cât de cât. Galațiu, iarăși a marcat pe contraatac în meciul cu Craiova lui nu Noi știm pe domnul Dornel și eu știu că mi-a fost și antrenor. Am jucat și în echipa națională a România, am jucat și la FCSB. Am primul timp câștigat alături de el. Când a jucat el un 2004, an atunci, 2005, da, 2004, 2005, da, 2004 am jucat alături da, de el. Da. Uh, știu ca om, știu ca și antrenor, că l-am avut la FCSB, atunci era steaua, l-am avut ca și antrenor. Uh, să știți că e genul de om care dacă dă de o echipă foarte bună, Știi, să apere. Păi cum și din foarte bună? O să meargă să, să joace, să știi. Va fi un meci... Eu îl văd un meci deschis. Ce băgăm? Eu aș merge pe, pe 2 plus. Și aici a 2 plus. Eu știu că sunt 2 minus. Că <gătă> se închid amândouă. În da, da, cotă bună. Cotă da. spre 2. Și un X, final. Wow, X-ul singur are cotă 3. Îți dai seama. Cu X, dinamul se mai agață de... De clasament depinde ce face Iași fac, depinde ce, ce face Botoșaniul. Da, da, mai da, departe da, 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 da. va fi un campionat destul de greu. Ei, și așa. ajungem la ziua de luni care are două meciuri extrem, extrem de interesante, prima dată după amiaza de la 5 Sepsi cu Faru. Sepsi Faru locul 5 cu locul Cred că 4, 7. 7. 7, Sepsi cu 33 de puncte, Farul 37. Deci în momentul ăsta ei vor ști ce a făcut Herman Statul luni, ei vor ști ce a făcut FCU, dacă FCU mai contează sau nu, vor ști ce a făcut toți. Vor avea un plus, da? Au, au avantajul de a au un avantaj astea. să cunoască rezultate de, din dinamică. Exact. Și atunci depinde cum mă abordează. Dar dacă rezultatele nu sunt uh, bune pentru ei, cu siguranță va fi un meci care pe care. Deci, două pentru... echipe care au dezamăgit în ultima etapă. Da, corect, dar uh, sunt două echipe care joacă foarte bine ofensiv. Sunt două echipe care uh, schimbă strategia de la meci la, la, la altul. Uh, îl văd pe domnul Hagi care își dorește să intre în play-off și sepsi la fel. Poate să arate așa de rău farul de două ori la rând? Nu cred și nu îl văd pe domnul Hagi să accepte așa ceva. Bun, așa rău cum arăta cu Dinamo, nu cred că am arătat nu. vreodată și nici nu cred nu. că va mai arăta. Nu, și cu siguranță va fi altă fața farului. Și dincolo neamțul, neamțul toată lumea l-a răudat pe Berștor. Răudat, dar o vedeți că și, și de trei etape nu mai laudă. Nu mai, Că are de de ce? rezultatele, rezultatele te țin ca și antrenor și rezultatele dacă nu le ai bune, pozitive, atunci lumea începe să-și să, să dea, cu, să dea între ei. Știi cum e și acolo? Am mers bine, bine, păi... ciobi, bine, ciobi, bine, cu nu știu în... ce, cupe europene. Domnești când au început să piardă pe la jumatea turului, a pierdut vreo 5-6. Păi, da ce După... păi și au pierdut trei. Păi deja a pierdut trei, dar nu știu, echipa se pare că e așa. Mie B mi se mai pare Bine, că... uh, din punctul meu de vedere le lipsește cel mai important jucător al lor. Ștefănescu. Acum nu le mai lipsește. Probabil că și nu, nu le mai lipsește. Be, când lipsește un jucător. A lipsit Olaru cu, Olaru, cu farul. Coman. Coman a... cât o repriză cu răceală, cu nu știu Hai să vă spun ceva. Scoateți pe doi, pe cei doi. A, pe Coman ești, și pe Oral. Echipă de cu 5. Nu spun că FCSB nu are lot. Da, nu da. spun că FCSB nu poate să joace fără ei. Există anumiti jucători da, decisivi. Dar sunt jucători decisivi care te ajută Deci Ștefănescu, pentru mine personal, e un jucător care face cam 50% din echipă. N-a jucat cu Craiova că a avut cartona și au luat bătaie 3-1 acasă, bun, și Ișvancova -și, și tot ce a fost pe acolo. Da. După aia n-a jucat contra FCSB-ului că a fost răcit. Acum cred că nu o să... O răceală într-o săptămână, păi dacă n-ai altceva, dar, intri. Dar ritmul nu mai e același. Să lipsești două săptămâni... Păi da, dar dacă de marți, miercuri, până, până luni, luni, până și luni, până, Nu știm când a început el antrenamentele. Da. Din punct de vedere meciul medical e luni, Dacă adică... el a fost 100%, e clar, dacă da. a fost 100%, a intrat de luni. Și atunci e ok și fizic și mental să poată să, ducă meciul de, de luni cu far e, Poate pierde farul meciul ăsta? Nu, îl cunosc prea eu. bine Așa am zis eu că nu prea cum să uh, Îi cunosc strategiile Îi cunosc nipunea Și sunt sigur că Faro va câștiga 2 solist 2 solist Doi avem solist un 3-20 Și peste 1,5 goluri Peste 1,5 Adică meci. nu bate cu 1-0 Asta vrei să spui da. Doi și 2 Bate 2-1-2-0 Să fie așa da. Bun. Eu așa văd meciul ăsta e... Pentru că îl cunosc prea bine pe domnul Hage și. Și eu cred că a avut o ședință cu toată lumea și i a pus la punct. E... Trebuie să ai o reacție pozitivă. În mod normal, asta ar trebui să vedem. Și la sepsi, Rețipa la fel. reacționând cumva. Și se... am pic, sepsi joacă totuși destul de bine vreo 70 de minute. Ei joacă, joacă, îngrozitor. Duce, dar în pionul lor principal, care face diferența în ultimii 20 de metri, din punctul meu de vedere. Ștefănescu. o etapei, bănele. Da. Luni, seara, pe avem, Cluj, Cluj Arena. Avem Cluj cu fost jucători care au jucat și pentru FCSB, vorbind de Ciu. Nistor n-a jucat la -a FCSB. Jucat, Mulți au jucat avem. pentru Craiova. Pentru Craiova. Vătăjelu, Vătăjelu. Uh, Rogulici care s-ar putea să intre acum. Uh, da. Uh, eu, <coughs> cred de că, bună. eu cred, că, va fi cel mai greu meci al lor de până acum. Din punctul meu de vedere. Întâlnesc o echipă foarte bună. Al FCSB-ului. Da, al FCSB-ului. Pentru că întâlnesc cu un adversar foarte bun antrenor cu mare experiență, domnul Sabot, ce să mai zicem. Și sunt jucători cu experiență care poate să decide un meci. Vorbim aici de Kipciu, vorbim de Nistor. Nistor. Mie mi place foarte mult Popa în ultima vreme. Are niște popa, execuții ce, ce Popa, ce execuții și ce ce viteză bună, de ce reacții. Simte foarte bine spațiile va fi un meci foarte... Ei, aici nu, nu mă lămuresc, e în zona fundașilor central, Pițian, Mitra o vârstă, e argentinianul, cum se numește, Masuero. joacă din experiență. Da, dar din experiență dacă nu are viteză, pe lângă ea și au dat aia gol. Tot din experiența a dat pe lângă Se întâmplă, la el nu se întâmplă de multe da, ori, să știți, eu îl da. foarte bine, am jucat împreună și nu știu, e un fundaș bun pentru că am apelat România. Da, și inteligent, este cu la picior, simte foarte bine jocul un jucător care se apără foarte bine în zonă, nu-l văd. Văd că au, au, o echipă foarte bună și FCSB e clar că va avea unul din cele mai grele meciuri în deplasare. În care va face? O merg pe 2. Mergi pe 2, 2 o are cotă 2-12. Da, pentru că vedeți și cotele. Da, de înțeles că au un că meci e greu, foarte... că dacă e ușor e 1-4 E 1-5, dar, dar nu 1 -7, e nu. Iar uh, Clujul are 3-50 Să câștige, 3-40 da. egal Văd un meci greu Închis și FCSB va câștiga 2 și sub 2,5 A, cu puțină zici tu e, Știi ce se întâmplă, e luni seara Ei până luni știu ce a făcut rapidul, Știu ce a făcut CFR-ul La fcu Cam atât interesează, că în rest nu cred că bate, mai jos, nu. mai, mai jos nu-i mai interesează. Rapidul bate pe Herm Hermaștat? Păi așa am zis noi, că da? bate. CFR-ul sunt obligați să câștige? Da, întâlnesc și de ei la fel e... un, adversar foarte îi greu. Iau, îi iau, la șase puncte. Luni seara iau la șase, șase puncte. puncte. Noi și noi cfr mai dacă va câștiga la nouă puncte. La nouă, deci îi iau la șase puncte ce în că... spate lui. Nu e ușor, va fi un meci foarte, foarte greu pentru FCSB. Da. Dar merg pe un 2 și ai sub 2,5. Oameni buni, am epuizat Liga 1, o să trecem și dincolo, și peste hotare, cum se spune. Nu uitați, ne puteți vedea de vineri după amiază, începând în fiecare săptămână, pe YouTube, pe Spotify, pe Google Podcast, pe Apple Podcast. Ne puteți, aveți la dispoziție 10 freebeturi uri de 50 de lei bucata la scor exact Inter-Atletico Madrid săptămâna viitoare. Puteți vedea multe dintre aceste ponturi și analize pe pariurix.com, site-ul care practic dezvoltă această emisiune, unde, unde, scriu și eu, unde oameni precum Ionuț Angheluță, Dan Ștefănescu, Răzvan Toma, nume care înseamnă ceva în, peisajul mediatic, Florin Caramavrov, Grigore Cartianu, ne dăm cu părerea Gabi Morariu și tenis și fotbal, el acum ai plecat, ne dăm și analizăm meciuri atât din campionatul intern cât și din, din campionatele străine, pariurix.com, o platformă de asemenea serioasă, de analiză, unde puteți citi în amănunțime tot despre fiecare meci important. Hai să ne luăm pașaportul și unde mergem? Mergem în Anglia prima dată. La al nostru, la asta mic. La, la Tottenham. La Tottenham. Tottenham-Wolverhampton. Tottenham, locul 4, la un punct... Locul 4 în de, e de ce Champions. Pe un punct în spate e Aston Villa. Wolverhampton, locul 11. Eu... Acum, știi cum Mi-aș dori să intre și, -și al nostru. Stai un pic. Ai văzut meciul trecut cu, da. cu Brighton, da? 1-1-1-1-1-1-1-1. Da. S-a minutul. E bun. Ei dacă dau golul ăla minutul 78 sau 82, la 1-1 până n-avea de ce să-l bage. Deci Dacă păteau ceva, unul unu din ceilalți Clar. doi stoperi. Clar. Deci la 1-1 acasă, cu stadionul ăla plin în spate, nu mă apuc să-l schimb un stoper cu Drăgușin, nici Și dacă niciodată. Drăgușin e Beckenbauer pe bancă. Niciodată. deci, așa. Numai dacă... Dacă faci 2-1, minutul 80 se impune de la sine schimbarea. Scoți un jucător de prin liniile de sus, de pe acolo, un lateral, bage, bage. ceva, da, hop și el. puțin jocul. Ei, golul lor a venit când? În 90 plus 5. M-am gândit că îl bagă un minut atunci, adică măcar să da. câștige timpul cu schimbarea și să nu o atingă și să... Dar cred că le făcuse toate să Postecoglu Cred că le epuizase În locul ei că, că dacă nu, mai pierde el 30 de secunde Să o și facă bânga. și pe asta Deci depinde de rezultat depinde de rezultat. Dacă e, e 2-0 pentru ei, poate să-l bage și minutul 65-70, dacă clar, au două în față. Clar. Dar dacă e egal sau dacă sunt conduși, nu are sens. Păi nu ai cum să scoți fundaj la 1-1. Un, un, un fundaș central poți să-l scoți în momentul în care are un cartolaș galben și vezi că a făcut și al doilea fault și trebuie să-l scoți, ești obligat. E adevărat, poate. De Dar dacă, aferește, dacă se accidentează, se accidentează ia cartoaj jos, atunci scoți un jucător și îl bagi un pe el. Da, bagi da, 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 Dar din punctul ăsta de vedere, eu cred că să avem răbdare că va veni momentul lui și sunt sigur că dacă va intra titular, el nu va mai ieși din echipă, pentru că e un jucător foarte bun, un jucător 1 la 1 foarte puternic, inteligent, câștigă foarte, uh, foarte bine duelul 1 la 1. Acum trebuie să, să vedem și partea cealaltă că, că pentru part... noi, pentru echipa națională, nu e ok ca un jucător cu uh, jucător care s-a transferat la cam pe 30 ceva de milioane și să nu, nu prind în ultime 4-5 meciuri deloc să joace un meci. Păi mai sunt niște meciuri până la finalul meciuri, campionatului. Da? Dar nu? Deci... Dacă nu prinde, ce facem? Păi, are experiență, ok. Se antrenează cu ăștia pe acolo. Ce preferi? Unul care se antrenează și să zicem no. că o să joace în medie 10 minute de meci. Clar că aș prefera pe el și unul care de ce joacă la... Voastră. aici. ce îmi spuneți oh, dumneavoastră. Un jucător care poate să ne ajute oricând la... Acum la momentul ăsta e cel mai bun fundaș. E păi, fotbalistul ce... român al anului 2023. Despre ce vorbesc? Da, oia 30 de milioane pe el. Uh, tot așa, văd tot e cam câștigând. Văd tot e cam 1 și 3 plus. 1 și 3, plus o da. cotă foarte bună, și aici, la 1 și 3. plus Da, 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 te duci, te duci peste 2. Te mate încolo, da. City Chelsea. City, ai. City Ce nu înțeleg eu? Copelagă Chelsea, da. după necazurile ce lor de bani. Ce nu înțeleg la Chelsea? Să investești cei mai mulți bani într-un an, da, față de celelalte candidate și să fii pe. Pe locul 9. Locul 9. Sau 10 chiar. 10, acum mai pe 10, că au mai făcut alții punct. Dar dacă au pregătit strategia pentru la anul, atunci o înțeleg. Îți permiți în Anglia să pregătești strategia mm. pentru la anul? Poți, să, poți să, i păcălești pe aia și să le spui, băi, veniți voi la anul. Dați-ne banii pe abonamente la anul. Nu, ceva, nu, nu, nu a acum. Nu jucători cu experiență, au jucători tineri. Dacă vă uitați în toți jucătorii da, pe care ce să i-a cumpărat, sunt jucători sub 25 de ani. Sigur, Mudric, a dat o grămadă de bani pe Mudric. De-aia vă spun că poate așa au pregătit puțin strategia, dar uh, Manchester City... Are vreo șansă la pe acasă? Nu, Nici Cu pocetino, cu nu știu da. ce, că are da. Victimă sigură. E victimă sigură pentru că Manchester City, chiar dacă în prost... Eu am văzut în general toate meciurile lui Manchester Acum City. Acum în viață și Holland... Acum și a, a început și să dea goluri, că le-a lipsit niște Holland, etape. Holand, ce, ce Le-a le lipsit șapte, și... etape, le-a lipsit, a fost accidentat. Ați văzut și dumneavoastră că meciurile pe care, în general, le-au câștigat, au început foarte prost, au fost conduși din șapte meciuri, patru sau cinci au fost conduși la pauză și au întors. Au întors, da. Dacă vă uitați pe statistică, o să vedeți când ați dreptate. Au început foarte prost, sunt conduși la pauză, și apoi cu, uh, își revin, după o discuție cu domnul Pep și câștigă meciul. Cum ce, îl câștigă? Ce crezi că Pep face ca ai noștri să duce, rupe o masă de masaj pe un vestiar o, dar pe acolo? Are și el o... credeți-mă că nu... Așa o reacție. O reacție are, dar probabil nu de astea de pe la noi. De aici cel mai bun antrenor din lume. Probabil că știe ce să le spună. Eu văd un, un Manchester City care va câștiga și Asta un 3 plus. Cu 3. Plus. Că 3 plus. La, la victoria de numai 1-36 da. o ameliorăm, deci cu 3. Plus, da. Hai să trecem în canalul Mânecii, că o să mai vorbim da. și de celelalte, să venim în Franța, unde nu neapărat că avem un Nant PSG, ci că tu ai jucat acolo și ai jucat la, eu cred că la echipa care ca palmares e în primele. În primele 3. 3-4 în ultimii 50 de ani. Am jucat, am avut onoarea și plăcea de a juca la cel mai titate echipe din Franța. Și vă spun și de ce. Adică sănătatea care aveau, până să ajung eu, dar când de am, am ajuns eu, au fost ani 70, au fost sute de Au Platini care au câștigat titluri, cu Eu când de am ajuns la ei, dar uh, aveau cel mai multe titluri câștigate. După aia, și a revenit PSG care au câștigat la rând. Și a fost Lyon care a câștigat eu șapte fost să -a, a fost 2004-2009. Când venea Pernambucanul aici ce? cu steaua de 20 de de la 35 Benzema, de metri, vezi? Da. Un atac. Despre da. ce vorbim? Uh, ce am înseamnă o... Campionatul Franței? Cam un cum campionat se pune problema? foarte puternic, un campionat care se bazează foarte mult pe partea fizică, uh, nu numai fizic, și mulți, forță. Mulți da. jucători de origine africană, că francez francezi, că africani. Ați vă spun ceva că eram acolo și. M-am la ambele echipe. Dar erau foarte mulți care mergeau în sală. Sunt nu nativi. Era. Sunt nativi. Na, calitatea nativă. Incredibil. Tu rupeai aparatele pe acolo? M-am dus și eu, că deja trebuia să intru și eu să mă pot bate cu ei, că altfel mă duc de la o parte. Da, de exemplu, când am ajuns la Sanetien, era Zuma. Știți, Zuma, Zuma da. care era un copil. Avea 16 ani, cred. Obamiang, uh, care. Da. Nu avea chiar și aici nu... avea două Foarte rar intra. În sală să lucrezi pentru partea, partea de sus. Foarte, foarte era. Era Gradel, uh -huh. care a câștigat acum. Uh -huh. uh, și noi vedem vedeam foarte des la sală. Dar avea o forță incredibilă. Și am zis, bă, frate, trebuie să intru și eu ca să mă bag cu Zuma. Nu, cum. Era un antrenament incredibil. Băiat. Tactic, cum se lucra? tactică uh, nu făceam foarte mult, uh, știți că la noi partea asta că pe care zi trebuia să lucrezi, uh, fundașii cu atacanții, stați, nu, tată, nu, făceam înainte de, de joc uh, parte tactică doar cu ieșirea fundașilor și finalizare, da? cu atacanții și în rest nimic. Totul s-a bazat. Ca în pe... Italia, unde se lucrează aproape N -n, numai tactic. Nu, tată, nu. Totul numai pe posesie, posesie, posesie. Antrenamente, 3 ore, cum zice Gigi? Două ore și ceva face. Două ore și ceva? Uite, eram la SADD, începeam antrenamentul la 10 și terminam la un 12 și un sfert. 12 și 10 era, era antrenor gate. Uhum. -huh. Gatie, cel care, a fost -a la poști... Paris Saint-Germain anul trecut care a luat și care a câștigat cu, cu Lille campionatul în... înainte de a lua Parisul, da. Asta deci două ore. Făceam foarte multe jocuri în care ne păcălea cu mingea și nu simțeai partea fizică. Aha. Te umora. Făceai două ore. Puff, două ore și ceva. Asta cu semicantonament cu două pe nu exista. Nu exista. Nu, da. numai da. pe la noi. Nu. Păi da, eu am terminat campionatul pe 20, turul. Terminasem pe 22 decembrie și primul meci din an l-am jucat pe 2, pe 2 ianuarie. 2 ianuarie. Adică liber două, trei zile după aia, Crăciunul și atât. ne-a chemat aia... pe întâi la prânz. am mâncat ceva. Am intrat um, gen semic antrenament. Am făcut antrenament seara și ne-a dat drumul. Și a doua zi a fost la meci. A jucat acasă. Da, am jucat că acasă. dacă jucați în deplasare, da, plecați de cozi înainte. Da. Și cred că am jucat cu Bordeaux, din câte știu. Deci de, nu se dorme, dormea noaptea ce? în cantonament. Nu, numai dacă... Da, și nu, jucai dacă, acasă. Dacă, da, și acasă. Și când plecam în deplasare, plecam în ziua jocului. Cu avionul. Cu avionul de cele mai multe ne... ori, Păi nu interesa. Nu interesa o secundă. Îi spunea, băi, la ora 9.30 trebuie să fiți la aeroport, veniți cu ce vă aveți, nu vene. Pa. La revedere, da. da, nu, da, Dar da, da. da, da, nu te suna. Ajungeam la hotel, luam prânzul, Meciul era seara la 8, 8, 9, da. 7, în fine. Odihnă după prânz. Odihnă după prânz. Nu trimitea niciun masor să te trezească. Pe păi la noi asta fac masorii. Bubuie pe holuri o... pe acolo. Avei cum ziceam noi, colațiune. Colațiune. Dar ce colațiune avea? Muși de vită. înainte de meci, atunci, cu, pe, la, pe la 5, dacă meciul era la 8. Fiecare mânca ce vrea. Aha. Avea tot așa la grătar pulpe de pui. Era incredibil. Ce putea să, să ai înainte de meci. Deci cu 3 ore înainte de Trebuie meci. De, de, meci. Că la noi se mănâncă la, cu 5-6 ore înainte de meci, după aia se împarte o ciocolată la 2-3 inși. Aveai acolo, dar nu te obliga. Fiecare mânca ce vrea. Și în general dar, antrenorii noștri se uită la coșul de, pâine. de la, 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 când aveam mă, mic dejun, când, și noi, intram pe zi înainte, uh -huh. când intram o dată, asta se întâmpla, te întreba ce vrei să mănânci la prânz. Și îți spuneai, păi eu vreau pui, eu vreau vită, tu vrei pește? Uh -huh. Câte porții vrei? Dou două, două. Nota scrie. ăla și spunea da, șapte da, da, da. de pește, cinci de pui. Și fiecare știa da, ce da, da, trebuie da, să mănânci. Da, da. Aha, aha. Foarte. frumos. Te cântăreau? Da, fiecare săptămână. Dar și când, după fiecare meci aveai un masaj, și aveai o listă. A doua zi, duminică, tu când erai liber, trebuia să fii la masaj. Avei antrenamentul după meci, Refacere. refacerea, cum o spunem noi, 40-50 de minute maxim, să ai duș și avea un tabel în care tu spuneai, eu vreau să vin de la ora 13.30. Ăla tu la fel. Și așa mai departe. De erau 2-3 de masaje și minute, băieții aia cum da, se împart. Da. În, 3, în 30 de minute trebuia să te notezi acolo. Un pahar de vin vă dă, da? Uh, nu. nu. Nu? Nu. Dar nu. nici nu avea nimic împotriva După fiecare meci, duceați... ce am văzut eu și ce mi-a plăcut foarte mult la gate, avea o strategie foarte bună. După victorie și după înfrângere. După o victorie, ajungeam în vestiar, ne bucuram, cântam, ne sângeam cu toții uh -huh cine marcate, să-i uh -huh. câte numele cu tare. Era ceva pe, pe, pe Facebook și pe, pe Instagram, YouTube. pe YouTube. Era De foarte tare. Le găsim, da. da. Și la el bucuria era momentul atât. A doua zi era Uitad cel mai serios. cât a fost rezultatul. La înfrângere, din deplasare, ne opream, eram în aeroport, comandam, comandam pizza pentru toată lumea, paste, nu avea nicio discuție cu nimeni. Nu se vorbește imediat după. După. Cu absolut. Că e la cald și cine știe ce. Nu așa. avea treabă cu nimeni. Și în vestiar după meci, mea, după ce vedea meciul, nu-l vedea eu odată să vină să cete un jucător. Și a spus, vorbim mâine. a doua zi, o analiză lucidă. A doua zi, o analiză foarte scurtă. Cred că 10 minute maxim. Ne țineam vestiar și ne spunea. Pentru de ce am pierdut meciul. Unde am pierdut meciul? Ce trebuia să facem? O faci? exemplificare video. Da. Adică, uite, uite faza asta, tu faza trebuia să faci altceva. Ce trebuia să faci, cum trebuia să închizi, ce trebuia să faci. Foarte, mi-a plăcut foarte mult. Da, uite, lucruri lucruri inedite, mm. lucruri frumoase. Repede, bănele, că suntem pe da. final. În Spania, Celta-Barcelona, da, așa, punctual. Barcelona este într-o pasă foarte proastă. Mai bate o, pe cineva, mai e în stare să bată pe pa, cineva. Acum să vedem, să vedem dacă au puterea și cu Lewandowski și cu copiii prin față. Eu sper să-și devină și aș merge pe o Barcelona care va câștiga, dar foarte greu. Aș merge pe un 2 și sub 2,5. Sub 2,5. Raio Real. Raio a schimbat antrenorul, Rai... poate joacă și al nostru. Ăsta micu, Rațiu. Ăsta micu, Rațiu. Eu eu mi-aș dori să joace și aș vedea un meci între două echipe foarte puternice care au scris istorie. El a și... jucat și în tur. Aduți aminte când l-a luat pe Vinicius. Și nu -a, a mișcat. Și n-a mișcat. Da. Nu a mișcat. Eu văd un real care va câștiga. Chiar dacă Real a început să câștige cu scorul ăsta de 1-0, dar... 1-0 am... cum ar fi 4-0 cu Girona. Da? 4-0 cu 1-0 da. cum ar fi, da. Și văd un Real care va, va defila campionatul ăsta. Și va câștiga, și aici. Foarte scurt, în Germania, Unde? Bayern, după dușul rece de la Roma, merge la Bochum. Eu un, văd un Bayern care va câștiga, văd un 2. Chiar dacă trec pentru o pasă mai puțin bună. Iar Leverkusen cu doar 4 remize și 17 victorii, merge la Unde? Heidenheim. Eu cred că e cea mai informă echipă din, din, Europa. din Europa. Și îmi place. Îmi place rupe, foarte mult și se Rupe. dacă tu bați Bayern München fără drept de apel acasă, le dai 3-0. Pentru mine sp spune multe. Și nu cred că poate să-mi mai încurce cineva la campionat. Eu văd un Leverkusen cu cu victorie și un 3+. Plus. 3+, plus, eu sunt peste 2+. Plus. La victorie are 1-38, no, 3+, 3 plus, plus. trece de 2, da. Ah. Cam astea au fost discuțiile noastre de astăzi. Repet, ne puteți vedea, fiecare episod apare vinerea după prânz, pe YouTube, pe Spotify, pe Google Podcast, pe Apple Podcast. Aveți 10 freebet-uri de câte 50 de lei bucata, pe scor exact la Inter cu Atletico de marțea viitoare din Champions League, deci le puteți pescui de, de, acolo până, până marți. Nu uitați de analizele noastre detaliate de pe pariurix.com, platforma care practic produce această, acest, această dopietă, acest, această discuție noastră, acest podcast. Ne revedem săptămâna viitoare. Mulțumiri, Bănel Nicoliță, să avem o săptămână bună. Dinerea Doamne, ajută la toată lumea. Vinerea viitoare suntem din nou aici. Toate bune!